stat, ținem separat biserica de stat. 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 Acum mă invit pe Veda Popovici să ne spune și ea câteva cuvinte. Merge. Salut la toată lumea. Vlad mi-a zis mai înainte, băi, urcă-te și tu și zici ceva. Am zis că cred că singura poziție acceptabilă, singura poziție pe care putem să o susținem sub orice formă este refuzul. Refuzul acestui referendum. Nu doar că toată ideea acestui referendum este ilegitimă, dar cred că e foarte important, cum a spus și Vlad mai înainte, să ne amintim de anii ilegalității, să ne amintim de faptul că atât de multe persoane dintre noi au suferit, au fost închise, au fost persecutate în mod legal. De aceea nu trebuie să ne așteptăm ca statul, ca legile, sub nicio formă să țină cu noi. Dacă le împingem suficient, dacă tragem de ei suficient de mult, dacă îi presăm suficient de mult, poate din când în când ni se mai aruncă niște firmituri. Asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm să luptăm pentru ceea ce este deja al nostru, ceea ce ni se cuvine deja, și anume să împărtășim resursele acestui oraș și acestei societăți cu toată lumea. Dar în același timp, în același timp în care luptăm pentru ceea ce ni se cuvine deja, să nu ne bazăm că statul va fi vreun moment de partea noastră pe bune. Și de aceea, din nou, singura poziție acceptabilă este respingerea acestui referendum. Și tot pe aceeași, pe aceeași linie de gândire, Coaliția pentru Familie nu este o singularitate, nu este o chestie bizară aici, de la noi, din România. Coaliția pentru Familie face parte dintr-un val global de ascensiune a dreptei radicale. Un val global, da? Și asta nu sunt eu fiind alarmistă. Asta nu sunt eu spunând, aoleu, vin fasciștii, pentru că deja sunt aici. Îmi amintesc acum 2 ani când spuneam, bă, vin fasciștii, știți? Mi se spunea, hai frate, că ești tu paranoică, lasă că îi știm noi pe voi ăștia din stânga radicală, voi mereu vedeți fasciști peste tot. 2 ani mai târziu toată lumea vede fasciști. Pentru că e un val global și pentru că noi ca persoane queer nu suntem singurele vizate, este fundamental să avem alianțe, este fundamental să vedem lucrurile global și cum se întâmplă în diverse nivele ale societății și pentru mai multe grupuri și să acționăm ca atare. Întotdeauna gândindu-ne la interesele nu doar ale noastre, ci interesele noastre ca persoane queer care sunt muncitoare, care sunt imigrante, care sunt rome, care sunt atât de multe alte feluri de poziții țintite de acest val a dreptei radicale. Atât. Mersi.